niște copii, adică și ea și el, de... Mi-ai zbulit porcul, ce să cred. Spun, n-am cuvinte. Eu am avut piciorul rupt, am avut mâna ruptă, nu știu ce, știu cât am suferit și ce m-am chinuit și... Da, ea spune, e foarte... E greu. Da. Nu vă vine să credeți. Zice că este o vorbă. N-aduce anul ce aduce ceasul. Adrian Constandanche a suferit o intervenție chirurgicală la umăr, dar medicii au intervenit și asupra numeroaselor fracturi de la nivelul coastelor. Starea lui este în continuare delicată. Rudele și apropiații parașutistului Constanțean se roagă ca acesta să-și revină. Adrian Constandanche este instructor de parașutism cu mii de salturi în palmares și autorul unui manual de parașutism. Cei care îl cunosc au doar cuvinte de laudă la adresa lui. În urma tragicului eveniment, oamenii legii au deschis o anchetă. Momentan nu se cunosc detalii. Se știe doar că cele două parașute s-au acroșat la aproximativ 100 de metri de sol, iar ultimii 70 de metri au venit în spirală până s-au izbit de pământ. Anchetatorii vor stabili ce s-a întâmplat cu exactitate și cu ajutorul imaginilor filmate de Adrian Constandanche și Andreea Nica. La Clinceni parașutele erau încurcate, deci practic nu ai cum să largheze o parașută încurcată pentru a scoate rezerva. Condițiile sunt specifice acestei discipline. De-a lungul carierei apar foarte multe. Chiar și la piloții care au puține ore de zbor apar tot felul de incidente care se pot... din care un pilot poate să iasă, la fel ca și un parașutist, firește. Adrian Constandanche are peste 4.000 de salturi, el este examinator, este inspector, este instructor. Este unul dintre cei mai serioși oameni pe care i-am cunoscut, un, să zic așa, un camarad pe care te poți baza, un profesionist disciplinat, un profesionist care nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Deși zeci de rude și prieteni au donat sânge, rezervele sunt încă insuficiente, așa că orice persoană care vrea să doneze este binevenită. În cursul zilei de ieri s-a prezentat un grup de colegi de la Tuzla, care au donat sânge. Au fost de asemenea persoane care nu îl cunosc pe domnul Constandanche, dar au văzut la televizor informațiile și și-au dorit să contribuie. Și în cursul zilei de astăzi au fost aproximativ 20-25 de persoane, fie colegi, fie persoane care au văzut știrile pe programele de televiziune și au venit să doneze sânge. Toți cei care vor să doneze pot merge la centrul de transfuzii din Constanța, cu specificația că sângele este pentru Adrian Constandanche.